este îngheșim eforturi. Avem regizori, avem artiști, avem interpreți, putem comentatori, putem să facem un film cu viața mărșavă acestui om care este primul secretar general comunist din lume, comandant, condamnat pentru mărșăviile lui și putem să facem cea mai mare propagandă împotriva acestei ideologii stupide și monstruoase, ca să dispară, să fie ștearsă de pe fața pământului. Mihai Burcea, de unde începe istoria noastră? Ne aflăm în acest perimetru și de ce un tur al totalitarismelor? Pentru că în această zonă sunt două instituții fundamentale care au avut un rol principal în două momente de ruptură ale istoriei noastre recente, în secolul 20, respectiv actul de la 23 august și momentul Revoluției Române, respectiv Palatul Regal și Palatul MEAI, actual Palat al Ministerului Afacerilor Interne. În Palatul Regal, la 23 august 1944, a fost arestat mareșalul Antonescu și a avut loc schimbarea de regim. Era al treilea regim dictatorial care se schimba în decurs de numai câțiva ani de zile. Iar în 1989, al patrulea regim cădea, respectiv regimul comunist, chiar aici, în Palatul MEAI, când Ceaușescu a fost alungat din Comitetul Central. Deci care sunt cele trei straturi de... Avem o dată dictatura regală, în 1938-1940. Se țin lanț clasicele exerciții ditirambice, aplaudate de rege. Pe gazon se înscriu din trupuri anii 1935 și 1938, deci trei ani de străjerie. Avem statul național legionar în perioada 40-41, septembrie și 40 câteva luni de zile. Până în 41. Din ianuarie 41 până în august 44 avem dictatura militară fascistă. Apoi avem un intermezzo între 23 august 44 și 30 decembrie 47, când a fost un regim, să zicem, semidemocratic, pentru că încă mai era perioada războiului până în mai 1945 și încă au mai funcționat partidele democratice tradiționale. În jurul partidului, chizășia victoriilor viitoare, se realizează unitatea tot mai strânsă a clasei muncitoare, a întregului nostru popor. Iar din 30 decembrie 1947, când se instalează Republica, avem o... Regele e alungat. Trei ani mai târziu, la 30 decembrie 1947, ultimul Hohenzollern pleca izgonit de popor spre Soarea Bune. În ziua aceea, în piața Palatului, noul stăpân saluta cu imense ovații Republica Muncii.
și avem o nouă noapte totalitară în România, în istoria decentă a României. Lungă. Lungă, de data asta mult mai lungă. Da, da. Și sunt cele până 90. Până în 90, da. Până și după 90? După 90 revenim la sistemul democratic al partidului. Încet, încet. Al parlamentarismului. Ușor, ușor. Încet, da. Încet. Cu, că n-a fost așa sincope, a doua zi. Evident, cu sincope, cu multe hibe, dar este cum îl avem și astăzi. Deci stăm pe straturi de istorie. Pe, da, stratificat. Da, da, aici. Da, da. Și asemănarea asta atât de mare între 23 august și 22 decembrie 89. Presa din august 1944, la fel, de pe zi pe alta, își schimbă orientarea. La fel în decembrie 89. Una e presa din 21 decembrie și alta e presa din 22-23 decembrie. Total, total diferită. Scânteia devine adevărul. Scânteia devine adevărul. Folosi cu o armă la armă. Informare din patria cu... La fel în 23 august 44, din Antonescu, mareșalul, biruitorul, luptătorul, cruciatul împotriva comunismului, dintr-o dată devine răul absolut, cum a devenit și Ceaușescu când se scria cu literă mică în presă. Vrem doar să spunem că sentimentele de bucurie înălțătoare cu care a fost primit pretutindeni fac parte din zestrea noastră sufletească, din temeliile convingerilor noastre adânci. Sărbătorindu-l, Comitetul Central al Partidului, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri, veteranii Partidului, reprezentanții organizațiilor obștești, i-au transmis mesaje pe care le semnează peste 20 de milioane de bărbați și femei, care rostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu cu dragoste și devotament, rostesc patriotism, comunism, speranță și încredere. Acordarea titlului de doctor honoris causa a Universității Bucureșteni tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimă prețuirea unanimă pentru bărbatul care a dezvoltat pe un plan superior cele mai bune tradiții ale gândirii social-politice românești, marcând pentru noi și pentru veacurile care vin originalitatea gândirii și acțiunii revoluționare în cei mai înălțători și eroici ani ai istoriei noastre. Imaginile acestui prim jurnal cinematografic liber au fost filmate de documentariștii studioului Sahia, începând cu dimineața din 22 decembrie, pe când speram numai că nu vom mai fi siliți niciodată să înregistrăm pe peliculă mârșăviile festive ale satrapului, să nu mai filmăm niciodată minciuna cea mai josnică, eclipsa de aproape 25 de ani a României din istoria normală a popoarelor Europei și lumii. Era o eclipsă în tenebrele căreia se forja totuși paloșul care sunt aceste mulțimi, paloșul care va reteza capul balaurului imbecil și imbecilizant, iscat din teroarea și sperjurul mizând pe spaimă, pe spaimele care au pierit la Timișoara încă din 17 decembrie, au pierit de dimineață până seara la 21 decembrie în centrul capitalei și în dimineața aceasta în tot Bucureștiul și în întreaga Românie. Iar manifestul din 24 august al Partidului Comunist, da, spune că nemții au otrăvit apa. Da, era exact, erau sunt momentele de haos. Cum s-a spus și în 22 decembrie 89, că la moment... Sibiu apa e otrăvită sau pe aici, pe peste, da, tot, că... și pe peste tot, în toate orașele. Da. Sigur, nu avem posibilitatea acum să le verificăm autenticitatea, dar vă rugăm să fiți atenți, să spune că elementele acestea dușmănoase, securiștii, au otrăvit apa la Sibiu, la Timișoara. Apa trebuie fiartă înainte de a fi consumată. Aceste lucruri sunt foarte importante. Vă rugăm, fiți atenți în orașele acestea și în alte orașe unde eventual se petrec asemenea lucruri. Da, da. Sunt acele momente de haos, cele câteva zile în care este o, să zicem, un mic cu mari similitudini între momente. Da, nu-i spun anarhism, cu haos. Okay. Bun. Și Antonescu vine pe calea victoriei la Palatul Regal. Mihai Antonescu venise mai devreme. Suita lui Antonescu de mașini ale siguranței parchează chiar aici, unde este în jurul statuiei regelui Carol I. El intră în Palatul Regal singur, exact cum a ecranizat și Sergiu Nicolaescu în filmul Oglinda din 93. Da. Intră în palat singur,
traversează palatul, pentru că audiența s-a desfășurat în Casa Albă, din spatele palatului, din spatele Palatului Regal, în așa zisă Vila Albă. Audiența are loc în acea Vila Albă. Regele și generalul Sănătescu îi pun în vedere să să încheie armistițiul cu puterile națiunilor, cu Națiunile Unite. El se opune pentru că și-a dat cuvântul în fața lui Hitler. Mă rog, astea sunt lucruri bine ar fi cunoscute. Antonescu este arestat de acea echipă a lui Emilian Ionescu și a lui Anton Dumitrescu, împreună cu militarii din batalionul de gardă. Este închis în seiful de timbre al fostului rege Carol al II-lea. Și acum regele și suita sa pregăteau scoaterea lui din palat. Noul prim-ministru, generalul Constantin Sănătescu, a luat hotărârea de a apela la comuniști pentru a-l scoate din palat și a-l duce într-o casă conspirativă din Vatra Luminoasă. De ce la comuniști? Pentru că planul prevedea ca gărzile muncitorești ale Partidului Național Țărănesc trebuiau să-l scoate. Numai că Ilie Lazar era plecat în teritoriu, nu își pregătise rețeaua lui în București și atunci singurii care aveau o rețea bine închegată erau comuniștii și care puteau să acționeze pe moment. Pentru că în București atunci erau doar 5-6 mii de militari disponibili. Germania aveau 10-12 mii de militari în garnizoana București. Și atunci singurii care aveau o rețea închegată erau comuniștii. Și într-adevăr, ei aveau formațiunile de luptă patriotice, deci paramilitarii Partidului Comunist, care într-adevăr au produs niște acte de sabotaj în București în perioada iunie-august 44. Mă rog, nu au aruncat ei în aer clădiri sau nu știu ce, au tăiat cabluri telefonice, cauciucuri de mașini, au blocat diferite garnituri în CFR Triaș și așa mai departe. Deci nu mari acte de eroism, dar totuși astea se pedepseau cu moartea. Adică chiar și un manifest, dacă le puneai, riscai pedepsa capitală. Bun. Și atunci generalul Sănătescu apelează la comuniști, pentru că actul de la 23 august a fost pregătit în... La Bodăraș. Da, Bodăraș, da. Deci Pătrășcanu și Bodăraș, care erau liderii de la, să zicem, la suprafață, oarecum, cei care negociau cu partidele tradiționale, au făcut parte din conjurație în cadrul Blocului Național Democratic, care se constituise la 20 iulie 1944. Deci aripa politică a fost formată din patru partide: PSD, PCR, PNL și PNC. Și atunci au apelat la Bodăraș și echipa lui, inginerul Ceaușă, cum era conspirativ. Inginerul Ceaușă a apelat la un dezertor, adică la Ștefan Mladin, cel care era șeful formațiunilor de luptă patriotice, deci rețeaua lor de paramilitari. Ștefan Mladin, care viitor va ajunge în anii 50 colonel de securitate și șeful direcției pază demnitare, aghiotantul șef al lui Gheorghe Udej. Și Ștefan Mladin era un fost ospătar, la momentul 20 august era dezertor din armată. Dar el, având rețeaua din jurul de restaurante, cunoscând, fiind în fostul sindicat al ospătarilor, îi cunoștea pe foarte mulți din sindicatul ospătarilor, respectiv și socialdemocrați și comuniști. Și atunci cei care erau ospătari aici, la restaurantul China, la Atene Palace, la Hotel Splendid, a apelat foarte repede la ei. Această echipă, care a avut cam 10 sau 11 membri, au închegat-o imediat, au închegat-o foarte repede, au pătruns în palat pe la orele 2:30 noaptea. Regele plecase deja la Dobrița, în dispersie, în județul Gorj, dacă mi-amintesc bine. Echipa îl preia pe Ion Antonescu, pe generalul Pantazi, colonelul Mircea Elefterescu, care era prefectul Poliției Capitalei, și Mihai Antonescu. Îi preia cu un autobuz și cu o mașină mică. Îi duc în Vatra Luminoasă, într-o casă conspirativă pe care o amenajease Emil Bodăraș, și acolo au rămas antoneștii până în data de 30 sau 31 august 1944, când primele avangărzi ale armatei sovietice au pătruns prin Colentina. Să ne amintim că aici, la Hotel Splendid și Atene Palace, erau membrii misiunii militare germane, deci ofițerii și generalii. Hotel Splendid este exact pe colțul acela unde se află acel bloc din anii 60. Față în față cu Hotel Atene Palace. Da, la intersecția Căi Știrbei Vodă cu Calea Victoriei. Acolo se afla Hotel Splendid, care a fost bombardat în august 44 de către aviația germană în cadrul represaliilor. Și pe care l-au dat jos și pe care l-au dat jos după aia, pentru că a fost foarte grav afectat. Și în acest hotel, deci în Hotel Splendid, Atene Palace și la Hotel Ambasador, se aflau găzduiți cei mai marcanți membri ai misiunii militare germane. Ofițeri și generali. Și de aceea... Ospătarii de la fiecare hotel. Și fiecare aveau, și erau foarte bine informați, da, și ospătarii, că asta și un alt element foarte, foarte important.
Și după ce a fost arestat, mașinile care erau aici ale siguranței, care îl însoțise pe Antonescu, toți au fost chemați în palat, în batalionul de gardă, în corpul de gardă al batalionului de gardă. Au fost chemați, au fost arestați, mașinile au fost băgate în interiorul palatului, pentru că ideea era să nu se afle în jur ce se întâmplă în palat. Exact. Și să nu afle nemții. Și să nu afle nemții, pentru că erau aruncători de băți la câțiva metri de palatul regal. Secretul a fost păstrat foarte bine timp de câteva ore. Evident, nemții au aflat. Killinger vine la palat în seara zilei de 23 august. Îi se pune în vedere faptul că a fost schimbat guvernul și că noul guvern nu are de gând să intre în conflict cu armata germană. Exact. Pleacă, raportează la Berlin, numai că Hitler a dispus ca Bucureștiul și noul guvern să fie sancționat și să se declanșeze imediat ostilitățile. Și în acest fel noi am intrat în război în dimineața zilei de 24 august, când aviația germană începe să bombardeze Bucureștiul. Și Gerstenberg, șeful misiunii Aero al Germaniei naziste la București, îi se îngăduie să plece spre Ploiești, dar ca să se retragă cu forțele. Ori el ce a făcut? A ieșit din București și a plecat la Ploiești și de acolo a venit cu o coloană blindată, încercând să asedieze Bucureștiul. O coloană semi-blindată, pentru că dacă aveau blindate, Bucureștiul nu mai supraviețea. Era o coloană motorizată, să-i spunem. Și suntem aici la monumentul renovat, în sfârșit, după ani de zile. După lupte seculare. După lupte seculare. Da, la Memorialul Revoluției. Din păcate, au scos și ceva care era foarte interesant. O pată roșie? Pata aia roșie de sânge, care... Nimeni nu știe cum a... A aruncat, deci, cu un pistol de la, jocul ăla minunat, paintball. Știi că închisoarea Doftana, la un moment dat, a devenit teren de paintball. Ceea ce mi se pare... Da, da. Fascinant. Nu știam. Da, a fost folosită în, acum, când se mai putea merge în ea. Și înăuntru. Da, da, da. Deci era o pată roșie care era foarte ok acolo. Da, 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 da. Dădea un sens poveștii astea. Bine, bun, bine că au renovat. Bine, da, este foarte bine. E lăuda bine, în sfârșit. Vopsea că mare lucru nu... Uh-huh. Au schimbat dalele de gresie. Da. Era o rușine pentru tot vizitatorul japonez care întreba, aici a fost revoluția voastră română? Da, și erau murmane de gunoi în spatele ansamblului. A fost... Ce mai a fost aici în istorie? În istorie, înapoi. Da, dacă trecem, facem un arc peste timp și venim la momentul decembrie 89, Astăzi avem aici Biblioteca Centrală Universitară. Avem corpul Dacia, care în decembrie 89 aparținea Direcția 5-a Securitate și Gardă, deci Secret Service-ul american, să zicem, din zilele noastre. Iar în Casa Paucescu, de peste drum, era o reședință a Direcției a 5-a, respectiv Serviciul Gărzii Obiective Speciale. Acum este o clădire hibrid între nou și vechi. Deci Casa Paucescu, care a aparținut unui politician conservator la începutul secolului XIX, a fost și sediul ambasadei Imperiului Austro-Ungar la București și în spatele erau și grajdurile regale, tot așa la începutul secolului 20. În aceste două clădiri, în decembrie 89, în zilele de 22 și 23 decembrie, s-a tras cu și cu artileria grea, cred că s-a tras cu toate tipurile de muniție, la fel ca și în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare, care a luat foc în decembrie 89. Atunci se credea că de acolo trag teroriști, la fel și în fostul palat al Consiliului de Stat, actualul Palat Regal. Și aceste clădiri au fost incendiate din cauza tirului foarte puternic. Și astăzi avem această clădire hibrid, să zicem, a Uniunii Arhitecților din România. Și acolo au ars manuscrise. Și acolo au ars, un tezaur. Avem un pomelnic întreg s-a pierdut. Da, e bine că conducerea Bibliotecii Centrale Universitare a luat decizia acum câțiva ani de a inventaria și
de a pune pe site-ul instituției toate cărțile care au fost pierdute. Pierdute, da, da, da. Și sunt și incunabule, e ceva fantastic. Te doare sufletul dacă te uiți pe acea listă. Acum propun să mergem un pic în spatele memorialului. Ăsta vrea să fie podul Mogoșoaie, da? Podul, da? Mogoșoaie, da, da, da. Nu arăta așa. Dar nu arăta așa, doar la cimitirul Filantropia din București se regăsește o... Cimitirul Evreiesc Filantropia de pe Mihalache. Filantropie, da, de pe Mihalache. Postul numai. Acolo, da, se mai păstrează câțiva metri pătrați din modul de pava în secolul XIX. Pentru că lemnele nu erau rotunde, ci pătrate. Nu erau rotunde, da, aveau forma pietrei cubice. Aici așa. Este un lucru foarte, foarte frumos, mi se pare, de a pune numele tuturor celor care au murit la Revoluție, da, pe sistem american, cum au memorialele. Exact. Suntem la Teatrul Național. Da, în fosta piața Teatrului Național, unde s-a aflat clădirea Teatrului Național până în 44. Până în 44, 23 august 44, când aviația germană a distrus o bună parte din clădire. Clădirea a rămas încă câțiva ani în picioare, foarte puternic afectată. Până la urmă s-a luat hotărârea de a fi demolată. Și a rămas un spațiu viran aici, în acest loc, până în anii 2004. Când s-a refăcut, când, s-a făcut acest hotel, da, cu acest portic, fațada, da, în locul unde a fost. Da, bun, da, da. Păstrează, asta a fost o condiție să... Eu țin minte că aici, în locul ăsta viran unde era teatru, era la un dat un monument. Da, era monumentul, da, aici se afla un monument ridicat în memoria muncitorilor uciși în 13 decembrie 1918. Strada asta s-a chemat, da, 13 decembrie. Strada asta a purtat mai multe denumiri. Da? Aristide Briand, Regal, Câmpineanu, acum e tot Câmpineanu. Exact. Și în perioada comunistă s-a numit 13 decembrie. În amintirea, în memoria celor care și-au pierdut viața în data de 13 decembrie 1918, aici, chiar aici, în piața Teatrului Național, în acea zi a avut loc o grevă și o demonstrație muncitorească. La două săptămâni de la unirea de la Alba Iulia, pe fondul penuriei de alimente și de traiul greu al muncitorilor din acea vreme. Cine i-a împușcat? Autoritățile vremii au intervenit foarte dur în acea perioadă, pentru că s-a crezut că această manifestație muncitorească va degenera și va ajunge către Palatul Regal, unde era președința regelui. Și pentru a nu se repeta situația din Rusia, când țarul a fost alungat cu un an în urmă, autoritățile vremii s-au speriat și au reprimat foarte dur această manifestație, trăgând pur și simplu cu mitralierele în muncitori. Deci armata. Armata, da, da. Aha. Regimentul Nouă Vânători era o unitate militară de elită, care a fost dispus aici, în piața Teatrului Național, cu câteva ore înaintea manifestației și care pur și simplu a tras în muncitori. În timpul regimului comunist, ei au spus că au fost peste 100 de morți. Din ce am cercetat eu și din ce am studiat, există, într-adevăr, sunt câteva zeci de morți, sigur. Deci, pentru că victimele au fost înmormântate în trei cimitire, Sfânta Vineri, Reînvierea și... Aha. Of, mai e unul, îmi scap acum, dar la cimitirul Reînvierea se află o groapă comună, unde în 49 a fost ridicat și un obelisc pe acea groapă comună, unde sunt înmormântați 35 dintre cei care au murit atunci. Ah. Ulterior au mai murit, pentru că mulți au fost răniți și au murit în spitale. Da, 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 da. Deci, să zicem, cifra de 100 este un pic, să zicem, exagerat, dar nici prea departe de adevăr. Deci s-a tras în plin și au căzut foarte mulți. Femei, bărbați și așa mai departe. Terenul este treptat curățat de cedre de răzvrătiți, care își încetează rezistența. Și putem merge aici... Mergem pe Academie, ușor, la ziar, la Socialismul? Da, 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 da.
Adică la primul congres al, da, al înființării Partidului, da, comunist-socialist. Comunist-socialist, da, că așa, că așa, așa, chema, așa s-a chemat până în 22. Da, da, da. Exact. Am intrat în biroul lui. Tovarășul Lenin stătea la birou, la scaun. Când am intrat înăuntru, s-a ridicat în picioare și a venit la colțul cel lant al biroului. Și eu încep. Tovarășe Lenin, în numele Partidului Socialist din România, al sindicatelor de muncitori, al organizațiunii femeilor, al organizațiunii tineretului, poate în ansele sale, te salut. El așa m-a salutat. Cum stă tineretul, cum stă partidul, cum stă organizația sindicală, cum stă organizația femeilor, cum stă editura, cum merge ziarul? Și în cuvintele noastre, din două, trei vorbe, să înțelege. Era și un om care pricepea structura organizațiunilor. I-am explicat lui tovarășul de din că nu se poate aplica o propagandă tuturor țărilor la fel, fiindcă unele sunt dezvoltate economicește, altele sunt înapoiate, altele sunt culte, altele sunt prea înapoiate, altele mijlocii, și astfel că trebuie să ții cont de dezvoltarea economică, politică, socială. Ca și copiii. Întâi merge în clasa întâi, formă în a doua, a patra, în gimnaziu și mai departe. Tovarășul Lenin mi-a dat absolut dreptate. Suntem pe strada Academiei, da, unde aici... Da, la numărul 35-37 în prezent. În mai 21 a fost primul congres al Partidului Comunist Român. Ei au obținut aprobare de la ministrul Argentoianu, ministrul de interne, să-și deschidă lucrările aici, în casa care adăpostea redacția ziarului Socialismul. Aprobarea era dată doar pentru două zile, dar pentru că nu veniseră toți delegații din țară, Gheorghe Cristescu, unul din liderii partidului, i-a solicitat ministrul de interne Argentoianu să-i mai prelungească lucrările Congresului cu încă două zile. Să-i prelungească lucrările Congresului cu încă două zile și în nou sediu din Sfântul Ionică. La acel congres, după cum se știe, s-a votat afilierea la Internaționala a treia și acest lucru a declanșat furia autorităților, care pur și simplu i-au umflat pe toți congresiștii. Pe 12 mai i-au luat ca din oală pe toți, cei 80 arestat. De oameni i-au luat, i-au arestat, i-au băgat în dube și i-au dus la Văcărești și la Jilava. Avem listele. Chiar dacă, da. Și-au intrat și au zis... Care sunteți cu afilierea la stânga, exact, care sunteți la dreapta. Exact. Voi v-am luat și eu... Argentoianu i-a arestat ministrul de interne, i-a arestat pe toți, fără să-și înțeze guvernul, Consiliul de Miniștri. Miniștrii au fost puși în fața faptului împlinit. El le-a spus, gata, am terminat cu comunismul în România. Nu prea a terminat, că peste 30 de ani știm unde a sfârșit Constantin Argentoianu, la penitenciarul Sighet, de claustrat și întemnițat de către cei pe care îi arestase curat constituțional în 1921. Vârtejul răzbunărilor în istorie. Comunismul n-a murit. Și comunismul n-a murit deloc. Și n-a murit nici în perioada interbelică. Ei au continuat să activeze în semi-ilegalitate și apoi în ilegalitate. Cred că nici în 89. Și evident. Cum zice evident, lumea că a murit așa? Eu zic că... Evident, sunt cam... Structurile s-au perpetuat în anii... A făcut o întorsă, și-a pus piciorul în gips și a plecat mai departe. A fost o pornire a masei poporului nostru și în special a clasei muncitoare, ținerea Congresului întâi de constituire a Partidului, Partidului Comunist. Am avut piedici. În primul rând, piedicele cele mai mari ne le ofereau în interior conducătorii vechi ai mișcării, învățați de educația internațională a doua, să tergiverseze lucrurile, să n-aibă curajul de a conduce lupta proletară așa cum trebuia, și învățați mai mult cu discursuri decât cu fapte, să o opuneau, fiindcă nici nu înțelegeau de altfel nici realitatea prin care treceau. Dar masa i-a învins, i-a înlăturat, și s-a ales alți conducători cu care s-a putut face acest congres. Noi țineam congresul, cum se știe, într-o odăiță, în două odăițe mici. Sala, unde ar fi trebuit
trebuit să ținem era închisă. Și atunci ne-am dus o comisie, între care au făcut parte Dobrogeanu, Alexandru, Costea Stoiev, deputat, au mai fost și alții, erau 4-5, între care am fost și eu ales. Am vorbit cu Argetoianu, că îl cunoșteam de la Craiova, eu eram reprezentantul Craiovei acolo. Și mi s-a dat permisia, mi s-a deschis sala care fusese, într-adevăr, pecetuită și sigilată, așa, și ne s-a pus la dispoziție, dar și amenințarea a urmat. După darea, hotărârea și votarea individuală a fiecăruia și pe față, rezultatul a stârnit un entuziasm pe care niciodată nu l-am mai trăit de atunci. Lumea ieșea din bănci, oamenii se îmbrățișau, ochii erau umezi, o expansiune de emoții caldă, ne însuflețea pe toți și erai fără îndoială în mijlocul acestei mase de oameni entuziasmați, erai parcă prizonierul unei emoții puternice care ne stăpânea pe toți. Cum s-a terminat? Cu o formidabilă intonare a internaționalei. Asta a fost congres. Da? Nu trebuie să ne oprim aici, fiindcă abia începea acțiunea partidului. Imediat, sau a doua zi, știm foarte bine cu toții, s-a intrat în sală de către organele poliției, comisari regali, agenți, s-au făcut alte interogatorii, cine a votat pentru și cine contra. Noi am spus, asta era a doua votare la afiliere și în sfârșit rezultatul a fost că ne-au trimis pe toți la Văgărești, în dubie închisorii. Prima seară am petrecut-o acolo. Asta era însă semnificativ după mine. Existența Partidului Comunist începus. Știi cum e veta mea roșinoasă? Mie îmi spui, nu știu eu. Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ, papugiu cât colea după noi. Clădirea Clubul era exact aici. Aha. O clădire cu un etaj, deci unde a avut loc, unde s-a aflat Sfântul Ionică, sediul Partidului Socialist din strada Sfântul Ionică numărul 12, care acum este pe acest loc, este acest bloc șaizecist. Deci aici au avut loc ultimele două zile ale congresului. Și arestarea, da. Aha. Aici, efectiv aici s-a produs reținerea și arestarea congresiștilor. Sfântul Ionic. Pe Sfântul Ionic, da. Astăzi este George Vraca, se cheamă. Aha. Strada. Și de aici au fost ridicați și dubați. Ce înseamnă a fi om de stânga azi în România? În România e în cam 2020. În România e cam greu să fii om de stânga, pentru că nu prea mai avem stânga în România. În estul Europei sunt dominante curentele de dreapta, conservatoare, ultraconservatoare, da. Și în România este o presiune socială pentru cei care sunt, să zicem, progresiști. Sunt catalogați sexomarxiști și așa mai departe. Sunt văzuți ca, vezi, Doamne, cei care vor să readucă comunismul la putere și așa mai departe. Un întreg arsenal de etichete. Da, dar totuși senzația că de două săptămâni istoria asta pe care o văd în spirală, știi? Uh-huh. Aici un punct. A trecut pe aici și mai trece pe aici. Uh-huh. Nu se repetă ceva în, păi, după alegerile astea? Păi asta spunem, că toată lumea spune că, domne, vin progresiști și sexomarxiști, nu știu cum și așa mai departe, dar în realitate este ascensiunea extremei drepte în prim plan. Adică este o falsă problemă ideea asta că, domne, vin și ne asaltează progresiștii. De unde? Că în realitate, de fapt, este un asalt al forțelor de dreapta. Iar a vorbit azi de mișcarea muncitorească, bun, vorbim și de comunism. Nu mai există proletariat pe stil vechi, s-au schimbat și categoriile sociale, pur și simplu. Sindicatele sunt la pământ. Hai să ne uităm la 19 mai 2010, când maximum cât s-a putut au fost 50.000 de oameni în Piața Victoriei. Da, pe fondul austerității. Maxim cât s-a putut. Da.
Bun, că s-au mai strâns 200.000 de oameni într-un februarie pe minus 17 grade, aia e altceva, că nu vorbim de mișcare muncitorească acolo. Dar vorbeam de sindicate, că în afară de faptul că au început să urle, să dea cu vuvuzele și să danseze dansul pinguinului... Da, este un proces de alienare, să spunem așa. Față de ce am povestit aici, că aici s-a întâmplat în 13 decembrie 1918. Da, păi. Atunci era și contextul european, pentru că după încheierea primului război mondial, veniseră la putere și în Germania și în Austria, ori forțe social-democrate, ori forțe de, să zicem, extremă stângă, ca în Ungaria, unde a pusese loc până la urmă revoluția lui Bela Kun. Dar în toată Europa era o efervescență socială și care au adus în prim plan partidele de stânga. După ce ani de zile muncitorii și țăranii au fost principalii care au fost trimiși în linia întâi și băgați în acest abator al, cum s-a numit, primul război mondial, iată că încheierea primului război mondial a adus aceste porțe în prim plan. Și au început revendicările sociale, ziua de lucru de 8 ore, repaus duminical, asigurări sociale, concedii. Adică exact lucruri pentru care merită să te lupți. Lucruri nu... pe care noi astăzi le tratăm ca fiind normale și ca un dat. Dar pentru aceste lucruri s-a murit și s-a luptat în trecut. Acum le considerăm, ca și democrația, considerăm că este... Că-s de la sine. Că-s de la sine și că nu se mai poate întâmpla nimic, gata, e sfârșitul istoriei și... Dar aceste lucruri se pot nărui într-o clipă, adică nu e... Da, tipograful român, la 1865. Colecția acestui ziar se regăsește la Biblioteca Academiei Române și poate fi consultată acolo când se va redeschide biblioteca în vremuri mai sigure din punct de vedere sanitar. Mă mir că a rămas. Din acel balcon a vorbit regele Mihai în 1992, dacă mi-aduc bine aminte, exact. De Paște parcă a venit în țară și s-a adresat mulțimii, erau aici o mare de oameni, și s-a adresat chiar din acel balcon. Nu prea stau și era un puș de 6 ani aici. Da, principele Nicolae. Cu el a ieșit atunci în balcon, exact. Și s-a adresat mulțimii. La Hotel Continental, în august 44, de pildă, aici se întâlneau liderii naționali țărăniști. Mm-hmm. Era unul dintre punctele în care se strângeau sala la banchet, eu știu, diferite serate. Trenul cu deținut. La Chilia în port, o știți? Bine, nu e nicio problemă. Casau de oamenii mari, fără de mari, și un vin de mult fatale, fără de mari, la Hotel Continental, fără de mari, vinișorul de cotare, fără de mari, la Hotel Continental, fără de mari, și multe ori domeam la hotelul nou, hotelul nou, și unul de otrăneam, fără de mari, la hotelul nou, hotelul fără de mari, la multari cu sănătate, fără de mari, să aveți noroc în toate, fără de mari, a venit să colindăm, fără de mari, virusul să-l alungăm, fără de mari, a venit să colindăm, fără de mari, virusul să-l alungăm, fără de mari. Ne aflăm pe actuala stradă Demi Dobrescu, fostă Wilson, în anii 40. Aceea este clădirea, fosta clădirea Confederației Generale a Muncii. În 1945 adăpostea Confederația Generală a Muncii, deci sindicatele, care abia se creaseră la începutul anului 45. Confederație care era condusă în 45 de către Gheorghe Apostol. De ce este importantă această clădire în cadrul acestui perimetru din Piața Palatului? Pentru că în timpul manifestației din 8 noiembrie 1945, se spune ultima manifestație anticomunistă înaintea căderii cortinei de fier, de aici s-a tras din acel balcon către manifestanții care erau care se aflau în Piața Palatului. Cel care a tras este Gheorghe Pintilie, Pantiușa, cu o echipă de buni executanți din cadrul gospodăriei de partid. Echipa lui Pantiu și aceea care îl va asasina și pe Ștefan Foriș un an mai târziu în sediul actualei ambasade a Poloniei din Alea Alexandru 23.
Și Bodnăraș avea treabă aici? Nu, nu. Nu. Aici era doar Gheorghe Apostol, care era președintele CGM-ului, respectiv Emilian Angheliu, care era secretar general al Confederației Generale a Muncii. Angheliu a fost arestat în anii 50 și după ce a ieșit din pușcărie prin anii 60, și-a scris memoriile. Și menționează acest episod al demonstrației din 8 noiembrie 1945 și relatează pe larg modul în care Pantiușa a venit în sediu și a tras în manifestanți. Cei care au căzut atunci sub gloanțele lui Pantiușa, ulterior li s-au făcut funeraliile naționale și s-a spus că, de fapt, reacțiunea cei din PNţ, manifestanții care demonstrau pentru rege și favorabilă partidelor democratice, sunt cei care au asasinat pe demonstranți. Era total exact invers. Exact invers. Și acest lucru este întărit și de unele mărturii care au apărut în ultimii ani, din 2016, când Andrei Șiperco a început editarea acestor memorii ale foșilor ilegaliști comuniști, mărturii consemnate de tatăl său, Alexandru Șiperco, în anii 70-80. Deci nu, această informație nu avem dintr-o singură sursă, respectiv Emilian Angheliu, ci este confirmată și de către Valerian Bucicov. Valerian Bucicov, care ajunge și el colonel de securitate în anii 50 și care ulterior a fost intervievat de Alexandru de către Șiperco. Alexandru Șiperco. Da. După 1989, această clădire a adăpostit Institutul de Etnologie și Folclor, dar înainte de asta a fost sediul central al Partidului Social Democrat, condus de Sergiu Cunescu. Deci în anii 90 a fost sediul central al PSD-ului. Ulterior, mă rog, PSD-ul s-a fuzionat cu PDSR-ul în 2002 sau nu mai știu, 2003. Vis-a-vis ce avem? Vis-a-vis de CGM, avem actualul sediu al Consiliului Național al Cinematografiei, CNCU, da? Care în 1938 adăpostea subsecretariatul de stat al propagandei, deci în vremea dictaturii carliste, iar în anii 40, în timpul dictaturii mareșalului Antonescu și timpul dictaturii legionare, a fost Ministerul Informațiilor. Ulterior și comuniștii nu l-au desființat și au preluat și ei, au continuat să-l bugeteze și Ministerul Informațiilor a funcționat până în 1948. Deci era un fel de a fost un minister al propagandei sub patru dictaturi. Această clădire. Ulterior, în anii 70-80, nu știu ce a fost în anii 50, dar în anii 70-80 a adăpostit sediul central al Comitetului Central al UTC. Și astfel avem, pe de-o parte, în partea dreaptă avem clădirea Comitetului Central al PCR, iar în partea stângă aveam Comitetul Central al UTC. Deci pepiniera de cadre a Partidului Comunist era la o aruncătură de băți de Partidul Comunist Român, de reședința centrală. În anii 50, când aici a funcționat MEIU, pentru că da. MEIU a funcționat între 45-46 până în 58. CCU a venit aici abia în 58-59, pentru că până atunci și avea sediul în Ștefan Gheorghiu, în Alea Modrogan. Așa. De astăzi, Alea Modrogan 14, unde a fost ambasada Indiei. E, și abia în 58 vine Comitetul Central al PCR aici, în actuala clădire, că până în 58 a fost Ministerul Afacerilor Interne, cu toate direcțiile sale. Ori aici și avea reședința și direcția anchete penale, iar arestații, bineînțeles că nu erau aduși prin față, ci prin spate, prin această poartă pe care o vedem aici. Iar în față, vedeți, se vede o pasarelă. Da. Pasarela a fost construită abia în anii 70, cred că, nu mai știu, 69, 70, 71, când s-a ridicat și sala Omnia, viitorul sediu al Senatului, din anii 90. Sala Omnia mi-a spus, cred că i-a spus după Revoluție, până în Revoluție s-a chemat sala plenarelor. Aici aveau loc plenarele Comitetului Central. Congresele aveau loc în sala Palatului, iar plenarele aveau loc aici și consfătuirile de lucru, cu activul din economie, agricultură și așa mai departe. Și atunci această pasarelă s-a construit tocmai pentru a lega sala plenarelor de cabinetul... Ca să nu iasă pe afară, da. Iar pe aici se făceau, în anii 50, accesul către direcția anchete penale a securității. Aici? Da, aici, da, pe această poartă. Iar arestații erau introduși la demisol, respectiv subsol. Demisolul era numit de către deținuți în literatura suferită, în memorialistică, se chemau garsonierele, iar la subsol, submarin. Așa a rămas în... Submarin. Submarin, da, la submarin și la garsoniere.
urmele comunismului există pretutindeni. Un perete pe care mai putem citi Trăiască Republica Populară Română și Votați Soarele din 1946 în cartierul Veseliei. O alee în cimitirul Sfânta Vineri, cu pietre funerare inscripționate cu Seceraș Ciocanul, cum e și mormântul lui Trotski din Mexic. Mauzoleul eroilor care adăpostește niște lespezi de marmură neagră, sub care nu mai e nimeni. Și o flacără veșnică stinsă din ordinul Elenei Ceaușescu în 1987, pentru economie. Un zid cu o placă memorială, închinată greviștilor din februarie 1933, acoperită de ciment, redescoperită și apoi murdărită de grafiti. Sala de marmură din crematoriul Cenușa, în care legenda spune că la cutremurul din 1977 urnele au căzut, s-au spart, iar cele două femei de serviciu au adunat cenușa într-o movilă și apoi au pus-o în urne noi, sub lozinca: Proletari din toate urnele, uniți-vă!